Bine v-am regăsit! Azi vă voi pune o nouă întrebare, dar întâi să aflăm răspunsul la întrebarea de data trecută. Întrebarea era în ce sens s-a deplasat bicicleta care a lăsat aceste urme pe zăpadă spre dreapta sau spre stânga. Prima problemă este să identificăm urmele. Care este cea a roții din față și care este cea a roții din spate. Cei care ați folosit mai mult timp bicicleta, sunt sigur că știți răspunsul la această întrebare. Când bicicleta își schimbă direcția de mers, ia o curbă, atunci urma lăsată de roata din față are lungimea mai mare decât urma lăsată de roata din spate. Și asta pentru că bicicleta se rotește într-un plan orizontal, în funcție de poziția roții din față, în jurul punctului de contact dintre roata din spate și sol. Și din această cauză, abaterile de la traiectorie sunt mai mari pentru roata din față decât pentru roata din spate. Și putem urmări acest lucru pe desen. Se vede că abaterile de la direcția de mișcare sunt mai mari pentru urma roșie, ceea ce înseamnă că urma roșie este urma roții din față, iar cea albastră este urma roții din spate. Putem deci să identificăm urmele celor două roți observând forma lor, dar oare nu există o metodă mai riguroasă, să zicem, bazată pe geometrie, ca să identificăm cele două urme? Ba da, există și pentru asta trebuie să observăm că în orice moment direcția de mișcare a roții din spate intersectează urma roții din față. Și asta pentru că, repet, bicicleta se rotește într-un plan orizontal în jurul punctului de contact dintre roata din spate și sol, urmărind roata din față. Există o excepție de la ceea ce am spus acum, și anume se poate întâmpla ca urma roții din spate să nu intersecteze urma roții din față, dar într-un singur caz, cazul în care bicicleta se mișcă pe o curbă închisă, ca să simplificăm lucrurile, să zicem pe un cerc. Ei, în acest caz, roata din față descrie un cerc cu raza mai mare, iar roata din spate un cerc cu raza mai mică în interiorul cercului mare. Deci, cele două cercuri, în acest caz, nu se intersectează. Dar noi nu despre o astfel de mișcare vorbim. Și atunci, dacă direcția în care se mișcă roata din spate intersectează urma roții din față, geometric vorbind, asta înseamnă că orice tangentă dusă la urma roții din spate trebuie să intersecteze undeva în apropiere, am putea spune la o bicicletă distanță, urma roții din față. Puteți vedea acest lucru pe desen. Am dus două tangente, tangenta T1 și tangenta T2, la urma roții din spate. Și se vede că ele intersectează într-adevăr urma roții din față. În schimb, se pot duce tangente la urma roții din față, care nu intersectează urma roții din spate. Și am desenat și o astfel de tangentă, tangenta T3. Deci, din punct de vedere geometric, asta ar fi deosebirea între cele două curbe descrise de cele două roți. Acum putem discuta concret despre urmele noastre, urmele care ne interesează. Se vede pe desen că între punctele A și B, oriunde duc o tangentă la urma notată cu 2, ea intersectează urma notată cu 1. Și asta înseamnă că urma notată cu 2 este urma roții din spate, așa cum am lămurit deja acest lucru. Și acum, dacă știm a cărei roți este fiecare urmă, putem destul de ușor să răspundem la întrebarea în ce sens s-a deplasat bicicleta. Trebuie doar să observăm că distanța dintre roata din spate și cea din față este constantă, așa cum vedeți pe desen. Cred că sunteți de acord cu mine că dacă distanța dintre cele două roți
se schimbă în timpul deplasării, înseamnă că bicicleta are o problemă serioasă. Priviți, vă rog, încă o dată desenul cu bicicleta, deoarece distanța dintre cele două roți este constantă și distanța dintre punctul în care roata din spate atinge solul, punctul notat pe desen cu S, și punctul în care roata din față atinge solul, punctul notat pe desen cu F, trebuie să fie constantă. Înseamnă că pentru a găsi în ce sens s-a deplasat bicicleta, trebuie să găsim pentru care sens al mișcării distanța dintre cele două puncte este constantă. Să ne uităm acum la acest desen. Sunt trasate două tangente la urma roții din spate, T1 și T2, și se vede că în timp ce distanțele T1 A1 și T2 A2 sunt egale, distanțele T1 B1 și T2 B2 nu sunt egale. Acest lucru arată clar că bicicleta nu se putea deplasa decât spre stânga, pentru că doar spre stânga distanța dintre cele două puncte în care roțile ating solul este constantă. Dacă s-ar fi deplasat spre dreapta, ar fi însemnat că în timpul deplasării s-a schimbat distanța dintre roți, ceea ce nu este cazul să credem. Răspunsul este deci, bicicleta s-a deplasat spre stânga. Mai trebuie să spun că domnul Dumitru Antonie a găsit o rezolvare asemănătoare, e adevărat că pentru alte urme, ceea ce m-a făcut să-mi dau seama că trebuie să fac o precizare legată de rezolvarea pe care v-am arătat-o. Și anume că uneori tangenta la urma roții din spate poate intersecta de două ori urma roții din față. Așa cum vedeți, de pildă, în acest desen. În acest caz, distanța dintre cele două roți nu este distanța dintre punctul de tangentă notat pe desen cu T până la primul punct de intersecție, A pe desen, ci până la al doilea punct de intersecție notat pe desen cu B. Le mulțumesc, bineînțeles, și celor care au răspuns, dar au dat un răspuns greșit și regret că nu au arătat și raționamentul pe care l-au urmat ca să ajungă la concluzie, pentru că dacă ar fi făcut așa, putem acum să discutăm și să încercăm să găsim greșeala din raționamentul pe care l-au folosit, pentru că pentru dezvoltarea competenței de rezolvare a problemelor, a găsi greșeala dintr-un raționament e la fel de important ca a găsi raționamentul corect. Sau cu alte cuvinte, poate fi la fel de folositor a greși cu a proceda corect, cu condiția să înțelegem unde am greșit. Și acum, întrebarea de azi. Întrebarea de azi nu are o legătură directă cu matematica sau cu știința. Spun directă pentru că, de fapt, la o analiză mai atentă, totul are legătură cu matematica și cu știința. Ce bine ar fi dacă mai mulți elevi ar înțelege acest lucru. Ca să înțelegeți întrebarea, vreau să vă gândiți la o sursă de lumină, așa cum vedeți în desen. Observați, vă rog, pe desenele care apar, că cu cât obiectul pe care îl luminează sursa este mai departe de sursă, cu atât este mai mic unghiul dintre razele de lumină care ajung la obiect. Cu alte cuvinte, razele sunt mai puțin divergente pe măsură ce obiectul se îndepărtează. Și gândiți-vă dacă sursa noastră ar fi la câteva zeci de metri distanță de obiect și am vedea doar razele de lumină care ajung la obiect, practic cele două raze care trec pe la extremitățile obiectului practic ar fi paralele. Probabil nici nu ne-am dat seama că nu sunt chiar paralele. Și acum dacă ne gândim la sursa noastră de lumină, cea de toate zilele, soarele, el se găsește cam la 149 de milioane de kilometri distanță de Pământ, o distanță bunicică, putem spune, față de dimensiunile Pământului,
pentru că diametrul Pământului este de aproximativ 12.740 de kilometri. Deci distanța de la Soare la Pământ este de peste 11.000 de ori mai mare decât diametrul Pământului și este de aproape 400 de ori mai mare decât distanța de la Pământ la Lună. Tocmai din cauza asta nu putem reprezenta Pământul și Soarele la scară, pe o foaie de hârtie, pentru că dacă ne imaginăm Pământul ca o sferă cu diametrul de 1 centimetru, atunci până la Soare ar fi, dacă am respectat scara, o distanță de peste 110 metri. Și n-avem o hârtie atât de mare. Dar asta înseamnă că razele Soarelui, atunci când ajung la Pământ, ne așteptăm să fie practic paralele, așa cum vedeți în acest desen. Însă, ați văzut cu toții raze de soare în anumite condiții atmosferice și știți că ele arată astfel. Și întrebarea este, care e adevărul? Sunt razele soarelui care ajung la Pământ paralele? Și dacă da, de ce le vedem așa? Sau nu sunt paralele? Și dacă nu sunt, de ce nu sunt paralele? Aștept ca de obicei răspunsurile. La revedere!